Astăzi vedem ce s-a întâmplat săptămâna asta în trapul românesc fraților pentru că au postat băieții la care ne-am obișnuit deja să facem reacție, le traim, uh, le traim weekly news în care prezintă <coughs> news din ce s-a întâmplat în această săptămână, noutățile, așa că like, subscribe dacă sunteți noi, hai să-i dăm drumul la clip, abonatul zilei de astăzi este nimeni altul decât Darius, așa că Darius, uitați aici abonatul zilei, mare, 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 mare atenție, <coughs> te pup Darius! V-am zis care, care, e faza cu abonatul zilei. Bine ați venit la, la un nou episod din Let Try Weekly News. Dacă nu ai -t -t like? ce a fost nou social media românesc din zilele astea, aici ai nimerit perfect. <site> Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să abonați la canal, deoarece 94% dintre cei care se uită nu ați făcut-o. Să ne lăsați un follow pe pagina noastră de Instagram, unde postăm zilnic știri despre artiștii voștri preferați. Începem săptămâna cu cel mai important. Cu Travis Scott care vine în Românica Pentru ascultătorii Trev din România Și Eli face ce a făcut cu 92 Și l-aduce pe Travis Scott în România Pe bune ce a făcut cu 92 Când l-a adus pe Michael, pe Jackson -es Cum ar veni Vărul l-a adus pe Michael Jackson Păi cam datul nu a mai venit cineva de Amber Nu vreau să folosesc un cuvânt prea șmecher Că poate zic o prostie Dar pe bune omul la momentul actual e cel mai mare, dar e printre cei mai mari artisti din lume, Înțelegi? A avut el incidentul ăla care puțin i-a luat din hype, mi se pare, dar încă nu are unul dintre cei mai mari artisti din lume și faptul că n-a dispărut după chestia aia înseamnă mult. Pentru a cânta la <coughs> cel mai mare festival din Estul Europei pentru a-l aduce la Beach scosul costul total a fost de 2,5 milioane de euro. A fost amazing, pentru noi cei bolnavi de inimă, suferinți, suma aceea a apărută prin ziare este adevărată? Da, suma deja s-a vehiculat, s-a dat, prin, dat prin presă, da, suma este adevărată. Care a e suma? Vă dați seama câți bani a scos celarul, 2 milioane 500, frate, adică bani, pe bune, bani, 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 grei. Pentru a veni între în România, ce să zic, Faza era că de mult nu știu dacă o aruncase și ele așa la mișto gen Dar prin, prin, cercurile prin care mă învârt eu sună de parcă cum ar veni un numai cu masoni, cu șimecheri, cu interloc, cu cele mai tari persoane Cu președintele în stânga mea stă Trump, în dreapta mea stă Iohannis, nu frate? Dar prin, prin cercurile astea de oameni care au treabă cu online-ul, care sunt prin anturaj reușirii și așa, se vorbea, se vorbea de, adică am auzit și eu, mi-a și mie la ureche că Treviscot vine. vine, dar asta după o grămadă de timp, că toți se încearcă să-l că pe treviscot, care fuza trebuie inițial, cum am povestit și Shelly treaba asta, care fuzat inițial și după într-o dată am auzit, am mers în club și mi-a zis cineva, nu, nu vreau să zic cine, cineva care joacă și în filmul Bastos, <coughs> vezi că vine Treviscot. scot, Și am zis, și de bun pe bune vine trebuie Da, vezi că vine treviscot? Mamă, și am nebunit. Nu pot eu să 2,5 milioane euro. Dolari, adică nu chiar 2,3 Cu taxe incluse 5. adică cu 2,5 milioane de dolari, ca să da, vină să cântă aici. Da. Da. Este, este probabil unul dintre cei mai scumpi artiști care au cântat vreodată în România. Gândiți-vă că ieri vara asta, în toată Europa, cântă în doar două locuri. În Viena. În Viena, la Rolling Loud și aici gen. Și am văzut că toți fanii de la Rolling Log au nebunit în momentul în care au venit a venit și aici, A da, venit Travis Scott aici. Da, cred că el își dorea, îți să seama, bă, eu o chestie vreau și sincer vreau să auzi chestia asta la modul cel mai serios, cred că majoritatea sau mulți de voi a fost la Costine vreau să văzut cum e Costine, știu, frate, e o stațiune de vară, e o stațiune în care mulți am făcut multe amintiri, dar e o stațiune vechiută, adică o stațiune care a rămas puțin în urmă și nu e mi mi se pare că el, cel puțin la momentul actual, mi se pare că e destul de dezvoltată să susțină un festival de o asemenea amvergură. Cred că nici ăștia, nici nu știu ce fac, sincer. Pentru că mi se pare că e, o să fie huge, mi se pare că o să fie nemurim, mi se pare că o să vină persoane de peste tot. Adică, ok, poate majoritatea din Europa și chestii de ziunul ăsta o să meargă la Rolling Loud, la Rolling Cloud în Viena. Dar o grămadă de alți oameni o să vină și încoace, cel puțin o să vină de prin Bulgaria, de prin Ungaria, de prin peste tot să-l vadă pe Trevis, că e Trevis, frate, nu e, hai că six ix 9 e 6 ix 9 liciopa e Verre, Travis, cum ar veni, nu e oricine, omul cântă în Europa, ați auzit și voi, în două locuri, a mai cântat la Milano anul trecut Și nu știu pe unde a mai cântat prin Europa, dar omul nu vine chiar oriunde să cânte, așa că o să fie nebunie Și nu știu cum o să se întâmple, o să împuște tot litoralul și toată zona aia, eforie, nu mai zicem și tot ce e acolo Că cap a început zilele trecute să facă mișto de ani și tu simți pe Legându-se de tatuajul mecii pe care și l-au făcut aceștia dar după am văzut că s-au împrietenit între timp, au mers la film împreună. <laughs> da, pus asta, am văzut că s-a luat de ei că și-au făcut tatuaje meci, gen. Da, da, am văzut că după s-au împăcat, gen, nu știu, sau nu știu care a fost tău, care a fost gluma. <laughs> Da. Mâncă capa. A râs, Mie îmi place, uite te fit pe mâncă capa. Mie mi place, frate, mie mi place foarte mult de mult capa. Ca artist și ca persoană ce imagine și-a făcut și așa, ca persoană publică, gen că nu-l cunosc, de asta n-am stat la șpriț cu pomul ca să-l cunosc așa, sau chestii de genul ăsta, dar ca persoană publică e... Și a cap făcut, îmi place tot ce marketing și tot ce are în cap să vede că știe ce face. Sunt în tu la premiera filmului Bas sau din București și făcând acest story cu el. Fanii fiind de părere care ceva doar cu Ian. Hey! Robi, lipește de trei ori! L-am salvat! am <coughs> confirmat după atâta timp relația cu MGL și povestind și mai multe lucruri despre aceasta. Yeah. Mă gândesc totuși că ai făcut față, că ai parte de susținere și pe parte personală. L-am văzut aici și pe iubitul tău, MGL. Spune-mi puțin așa, cum te-a cucerit? Cum ați ajuns voi să formați un cuplu? Mama aspartă spartă cu întrebarea asta, nu știu exact dacă voia încă să o fac, adică bine, eu mai pus hinturi, au cântat împreună, se știa treaba asta, nu știu exact dacă voiau chiar la canca să o facă, să publică, dar, na, se vede că a fost puțin mișcată de, întrebarea asta, oricum să-i țină să-i stăpânească, să, să, să stăp... doamne, să-i stăpânească sănătos, determinate, ești mitic, cum poți să-ți ceva pe să să-i țină, frate, să fie sănătos și împreună, să fie fericiți toate alea. Mie unul îmi place foarte mult, nu cunosc pe Erika Isaac, dar mie de măgăl îmi place foarte mult ca om, e super, super, super tare. A fost beata, că dar la filmări, tot ce trebuie, sunt fericit pentru ei, să-i țină o stă Am fost o sesiune împreună, ne-am cunoscut la, la sesiunea respectivă, am mai urmat, am mai, făcut și alte sesiuni după și o să-și o piesă din aceste sesiuni pe care le-a văzut. Și, după mea, o să spargă piesa aia tot, după tot scandalul și tot ce a fost de jurul ăla, nu vreau să vorbesc, o să spargă. O să da, mesaje pe Insta, pe WhatsApp și am să vorbim Albert Năvână a vorbit în timpul unui live la Georgescu despre ceartă dintre Ian și Asteca. Ian Asteca, ah, ok, să ziceți tot. A, a live-ul ăsta, Georgica l-a dus capul frumos, i-a chemat pe băieți după, după live, după, cum nu știu, după perioada au la șpriț și aspart, vezi, vrei să te mit, a spart tot internetul. Pe viață, cult pe viață, păi cum poți tu, mă, să te cerezi la un podcast, eu să iau părarea la altul în fața lui fratele meu, care ziceam, bă unu, care a fost fratele meu. Cele mai importante lansări de piese din această săptămână sunt Erika Isaac, Industry Plant și Oscar cu mult așteptatul album. Mamă, cât, câtă, lume am văzut, eu n-am ascultat încă albumul, vă zic sincer, n-am apucat pentru că frate am fost plecat într-o de acasă. Și ce mi voi în comentarii că chiar sunt curios de treaba asta, cum e albumul, cum vi se pare albumul. <coughs> Chit că mi se pare că un album și ce mi se pare că greșesc mulți că își dau cu părerea după 2-3 ascultări, 4 ascultări câteva zile de lansarea albumului, de cât ori poți să-l asculti. Mi se pare că un album trebuie să treacă proba timpului, adică trebuie să treagă deja un timp, o perioadă până ca să-ți dai cu părerea, să-i dai o notă, să toate chestiile astea. Mi se pare că la prima ascultare, primele zile acolo, nu e, nu e. Bum, Ștefan 4. Hasele Festival tocmai a început și primele două zile deja au fost bombă. Vă lăsăm aici niște filmări să vedeți cum a fost. Tare. <laughs> Chiar a fost... Dați-mi în comentarii dacă am omis ceva și noi ne revedem. Ok, aici s-a terminat, dar tare, tare, mi-a plăcut. Bă, am fost și eu la hustle. Sincer să fiu, a fost N-a fost wow, a fost ok, m-am distrat, am mai vorbit, m-am mai văzut și eu cu lumea, mai răsat mai alea, din păcate a fost și vremea proastă în ultima zi și de asta a fost foarte, foarte goluț, în ultima zi chiar a fost foarte puțină lume pentru că a fost vremea aia oribilă, dar na, interesant așa, un, un, o încălzire pentru ce urmează la Bishplis. Cam asta a fost cu episodul, eu am fost Matei, vă pup, vă iubesc, ne revedere, data viitoare, pa, love you!